repede apărăm la treabă pentru clasa nouă. Suntem pentru o acasă. Așteptăm pentru o acasă din multă vreme. Mi-a dat timpul. Ia, v-a pregătit că a lucrat în weekend. Așa, zicem. Deci, cred că aș tot formula aici, dar nu mi-a ieșit. Adică, în planul X, Y, se consideră punctele A de coordonate 2, 3, B de coordonate 1. Deci tot geometrie, tot vector. Așa, geometrie. Deci A de coordonate 2, 3. 2, 3. B de coordonate 1, minus 2. 1, minus 2. Și C de coordonate 3, minus 1. 3 și minus 1. Coordonatele vectorilor A, B, B, C, și ce A? Deci A, B egal cu cine? B, C vector. Egal cu cine? Coordonate. Da. Coordonate. Deci vectorul A, B. X, Y. Da. Deci coordonatele lui. Din ce știu, știm împreună, hai să reprezentăm un pic ca să înțelegi și mai bine. Deci avem aici 2, 3, 2, x-ul 2, y-ul 3, 1, 2, 3. A, B, 1 și minus 2. B e 1 și minus 2, 1 și minus 2, 1, minus și, 1, minus 2, corect. Așa, 1 și minus 2, B, B-ul, C-ul, 3 și minus 1, x-ul 3 și y-ul este minus 1. C. Ce? Hai să punem și coordonatele. 2 și 3. 1 și B, 1 și minus 2. Și ce coordonate? 3 și 1. 1. Era, ăsta e vector de poziție, da? E o, o A și era, este vectorul de poziție. Era, era B. Iar B și iar C. Așa, iar B. Vrem vectorul AB. Vectorul AB de la A la B este ce? Deci vectorul AB este egal cu... Iar A cu B, nu? Iar, nu. Nu? Că nu e vectorul rezultant. A, bine, ce coordonate? Ajungem. Da, ajungem. Dar să ajungem acolo, că nu, nici eu nu mai știu niște lucruri. Da? Dar împreună. Deci vectorul AB înseamnă iar B, iar B minus iar A. Deci iar B minus iar A. Cum vine? Știi bine la scădere? Da. Așa vine, nu? Iar B minus iar A este vectorul AB. Adică dacă s-ar trage de obiectul ăsta cu cele două forțe, el nu s-ar duce nici după asta, nici după asta, ci s-ar duce după rezultanta asta, da? Dar iar B, cum să-l scriem? Hai să vedem iar B, vectorul, mai întâi, hai să zic, iar A, da? Iar A, ajutorul versorilor, înseamnă 2i plus 3j, da? Da? Este 2i, că i este versorul de aici, de două ori ăsta. Uh-huh. Deci este egal cu 2i plus 3j. Iar B. Iar B. Iar B este egal cu i, da, minus 2j. Minus 2j, corect. I minus 2j. Da. Acum, vectorul AB, AB, este egal ca zi, nu iar B. Dar nu mai știu egal. Ție ți i minus 2j, ca să fie totodată. Așa, este egal cu i minus 2j. I minus 2j. Minus iar B minus 2i. Minus 2i și minus 3j, nu? Da. Și ar face minus i. Da. Minus i. Și minus, minus i și la j, minus 5j. Minus 5
J. Asta e înțeles, Iorana? Asta da. Până aici e înțeles? Da. Da. Bun. Deci, era RB, vectorul AB sau nu RB? N-ați mai scris, că am zis să nu mai scris. Așa, RB. AB. Atât. Atât. Așa. Egal cu... RB minus era. RB minus era și egal cu... Am calculat da. Efectiv. Și este așa, școală componentele vectorului AB. Minus 1 și minus 5. Așa, minus 1 și minus 5. Ai înțeles, nu? Hai să facem la AB ce? Deci AB este vectorul, ar fi R, vector R, atât, nu? Sau... Deci AB este un vector în plan așa, care se scrie cu ajutorul versurilor de poziții. Mm-hmm. Putem face și cu plus, nu? Deci dacă... AO și OB. AO. Și OB. Și OB. Păi dacă scrim pe AO ca fiind cine? OB plus BA, dar tu vezi, ai vrut să vezi OB. OB egal cu OA plus AB, ca să fie între AB. Deci, dacă vrei cu plus. Deci de unde provine AB? Dacă ai fost BA, atunci ar fi semnat era minus RB. Da, dacă vrem AB, facem AO plus OB. AB face AO plus OB. AO plus OB. Da. Deci de la A la B mă duc prin O. Da. Și AO plus OB, AO e minus R, A. Nu? Tot acolo ajungeam, da? Tot acolo se ajunge. Deci AB, hai să scrim așa, tata. AB, tu asta vrei spui, AB egal cu AO, egal cu AO, plus OB. Și egal cu? Și egal cu? Minus. Minus OA, minus. Minus O, A, da, minus da. O, A, plus O, B. Și acum, fiind O, A și O, B, înseamnă vector de poziție. Egal mai departe cu R, B, cum spuneam. R, B, e cu plus, minus R, A. Nu? Așa am spus. Și tot acolo ajungeam. Este exact. Vectorul A, B, egal cu R, B. Eu citesc așa, când văd cele două litere, din dreapta, R, B, minus R, A. Ca să nu mai pierd timpul. Deci când zic vectorul AB, adică de la A la B, înseamnă RB, adică de la sosire, minus R. Minus... Și acum la BC înseamnă RC minus RB? BC înseamnă RC minus RB. Asta am zis eu. Fără să ne bătă. Ai înțeles, Miru? Ce zice domnul profesor? Deci BC înseamnă RC minus RB. Ca să nu mai pierdem timpul. RB știm cine este, I minus 2J. Deci, el B îl știu, el C îl știu. El C îl facem acum. Exact. Deci aș vrea să scriu formula în general ca să înțelegi tu așa. Deci dacă avem A de pătrate X indice A și Y indice A și B de componente X indice B și Y indice B, atunci vectorul AB, vectorul AB care este el B, minus RA. Da, RB minus RA. Bă, cum am gândit împreună. Și egal cu XB, nu? XB ori I. XB ori I plus YB ori J. Minus X indice A ori I. Minus Y indice A ori J. Și egal mai departe, cu XB minus XA ori I plus YB minus YA ori J. Și atunci, componentele vectorului AB, deci vectorul AB va avea componentele, cum zis, de coordonate 2 și 3, 1 și minus 2, componenta lui I, care este XB minus XA, deci XB minus XA și virgulă YB minus YA. Da? Deci, când ai pe A și pe B, deodată scrim componente, că tu asta mi-ai cerut. Uh-huh. Ai zis componentele. Și atunci, dacă știam formula asta, n-am știut-o, am găsit-o împreună. Da, e mai bine că am făcut pe figură. Sigur că da, ca să înțelegem bine de unde vin. Așa, exact. Dacă învățăm niște formule, bine, le reține și pe astea acum, că am înțeles de unde vin, ne ușor să facem exercițiu. Și atunci zicem AB, componentele lui
vectorul de AB, ca asta ce le ții, da, în paranteze, XB minus XA. 1 minus 2 minus 1, minus 1 și virgulă, minus 2 minus 3 minus 5. Ia uite. Ia să vedem la BC acum. Da, așa mai facem. Dar nu, dar numai cât punem componente. Acum le punem BC. Pur și simplu ca să înțelegem bine. 2 și... BC. BC, da? Da? 3 minus 1, 2. 2. Și respectiv minus 1 plus 2, 1. Da. Și la celălalt mai avea atunci. Și AC, nu? Acum e simplu. Exact. Și la, dar hai să facem, ce sunt așa, AC, să se AC, poftim. Corna, sunt. Eu la AC, AC, 3 minus 2, 1, și minus 1, minus 3, minus 4. Și am terminat. Asta era. Dacă știam, bata făceam. Exact. Da, da, am înțeles că ea nu înțelesese asta acasă, dar ea știa și ea făcea și asta. Da. Hai să vedem și coordonatele punctul care împart un segment într-un raport, dacă ar fi interesant. Să facem... Acel M care împarte pe... Și nu știu? Segmentul... Da, știu. Da, știu. N-ar fi interesant, da, să vedem X-ul punctului care împarte un segment în segmentul AB într-un raport, da? X-ul și Y. Demonstrația la chestia aia sau ce? Să vedem ce coordonatele sunt, care sunt coordonatele acelea, acelui punct. Condonate. Dacă nu vrei... Nu facem. Da, facem la sfârșit dacă avem timp? Da. Că ea are probleme multe să vă întrebe, domnul profesor. Și-i capul acolo. Facem la noi X-ul Y și consideră vectorul U egal cu 4 X plus 3 J. Determinați un vector B de lungime 6 cu linia cu U. Da. Deci, spunem încă dată, în planul... În planul X-ul Y se consideră vectorul U egal cu 4 Y plus 3 J. Egal cu 4... Y, I, I. 4 I, corect, așa, 4 I plus 3 J. Altfel spus, U are componentele 4, 3. Da. Determinați un vector B de lungime 6. Vectorul B. Cine este vectorul acesta B? Colinea cu U. Așa. B sau V? V. 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 Așa, am înțeles. V. Cine e vectorul V? E de lungime 6. Încât lungime modulul 6. Lui V. Egal cu 6. Egal cu 6. Asta înseamnă lungimea vectorului. Și colinia cu U. Și colinia cu U. Adică... Ce înseamnă? Cum traducem asta? Adică V ori K egal cu U. V ori K. U egal cu V ori K. V ori K egal cu U. Aș vrea să traducem un pic, să mâncim la asta. Și poate găsim o chestie care să ne ducă rapid spre idei. Probabil găsim o formulă, zic și eu, dar dacă nu, scriem chestia asta. Am chestia aici. Nu, iar eu nu știu. Înțelege-mă, eu vezi ce fac acum. Când am stat de vorbă, nu mi-ai spus și vreau să-mi amintesc. Asta trebuie să fiu corect, să fiu sincer. V de coordonate, hai să zic, U de coordonate, X, U și Y. U. La vezi 4 cu 3. Da. Dar eu vreau să găsesc formula generală. U de cu X, U și Y, U. V de coordonate X, V și Y, V. Și conform egalității acestea, V, cum s-a scris, vectorul V egal cu X, V, I, așa? Da. Plus Y, V, V ori J. Or U, a scris, da. U a scris, scris, îl voi scrie ca X indice U ori I plus Y indice U ori J. Ori J. Și acum dacă înlocuiesc aici, se întâmplă ca V ori K, U egal cu V ori K, U, înseamnă ce? X, U ori, ori I plus Y U ori J, J să fie egal cu K ori X, V, I. Am și desfăcut. Da, 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 da. Așa. Plus, plus K. K ori Y, V, v ori J. Ori J. Egalitatea asta înseamnă că X, U egal cu K, X, V și Y, U egal cu Y, K ori Y, V. De aici,
x-ul pe xv, ca să-ți caut theta, x-ul pe xv egal cu y-ul pe yv și egal cu k. Nu așa? Da. De fapt, asta e condiția de cozinectate. X-ul pe xv egal cu y-ul pe yv. Care cred că asta nu spuneai tu. Mm-mm. Dacă mai era acolo. Bine, era așa asta, dar aici mai era că fie u egal cu x, y, cu y, j, un vector și m, x, y, de coordonate x, y, atunci vectorul u egal cu om, vectorul om, deci modulul vectorului u egal cu... Aia alții și vorba, modul. La modul, dar eu am zis că aveți noi modulul ăla cu v. Așa, ne ducem și acolo și găsim și pe acela. Dar deocamdată, colinearitatea a doi vectori, u și v, deci v și u coliniar, dacă și numai dacă, se întâmplă asta. X-ul pe xv. Da, x-ul pe xv, x-u pe xv, egal cu y-u pe yv. Asta e o chestie care de acum o rețin. Și la noi, trebuia să găsim pe, pe V, nu? Numai pe V, V știam că e de lungime șanse. Bun, dar pe V îl căutam. Da. Așa. Păi nu știm coordonatele lui V. V are coordonate XV și YV. Uh-huh. Iar U le are. Da. 4 și 3. Și atunci zic, 4, s-a tablat și la mână, da? 4 supra XV egal cu 3 supra YV. În cazul nostru, da? Pentru, da, 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 pentru vectorii care U și sunt U și V, U de coordonate 3 și 4, 4 și 3, 4 și 3 și V de coordonate XV și YV. Și colinearitatea înseamnă așa relația ceva. Asta. Da, colinearitatea înseamnă asta. Bun. Mai avem încă informații că modulul V e egal cu 6. Dar ce înseamnă modul? Lungimea vectorului acela. Da. Ca să înțelegem bine, dacă V, deci V, ca să, este vectorul iar V, vectorul V, pur și simplu, V, îl plec deci din origine și coordonatele sunt, care am spus mai, X, V și Y, V. Deci la unui punct M. Adică ăsta este X, indice V, X-ul. Da, și ăsta este Y. Da. Nu că zice punctul de coordonate, da? Uh-huh. Și ăsta este Y. Și nu s-a făcut un trimitere trunghic aici? Da. Și atunci lungimea asta, o e împătat, ipotenuza într-o pătă. E egal cu suma pătatelor catetelor. Ăsta este YV. Plus XV. Și atunci vine că modul din V, modul din V la pătrat, ipotenuza la pătrat, e calculul XV la pătrat, XV la pătrat, plus YV la pătrat. De unde simplu modul din V ar fi radical din XV la pătrat plus YV la pătrat. Vezi? Și modulul știm. Și modulul știm că este 6. Deci acum aș adăuga aici că radical. 6. Pe 6. Așa, așa. Dar cum e? Așa, că XV la 2 plus YV la 2 e egal cu 36. La 2 e 6, da. Corect. XV la pătrat plus YV. XV la pătrat plus YV la pătrat egal cu 36. Și noi lucrăm câteare două, nu? Și acum e un sistem de două pe două. Amplificăm prima. Bine, ce o să facem? Vreți să-l continuăm? Pentru frumusețe exercițiului și să-l vadă prietenii noștri, ar trebui să-l și facă, pe de unui mare plan. Hai să vedem. Noi îl amplificăm cu YV. Același deci scoatem una din ele, nu? Da. 4YV egal cu 3XV. Adică XV deodată. Adică XV egal cu 4YV pe 3. 4YV pe 3. Și înlocuim aici. Și atunci avem... 16YV la 2 supra 9. Supra 9 plus YV pătrat. YV la pătrat este egal cu 36.
Ce e ce ar însemna? Acum aducem cu 9 câte de 2, da, avem 25. Și acum 9 nu se dă, nu? Și acum 9 nu se simplifică 9. 9, 16 și 9 și 3 și lăsăm așa, nu neapărat 16. Da, plus 9, 25. 25, dacă 25 YV pătrat, supra 9, poftită, egal cu 36. Sau egal așa. Cum ziceți voi? Acum extrag radicalul ca să-i pun la YV și echivalent cu a spune că 5 YV pe 3 egal cu 6. Adică YV egal 18 pe 5. Și dacă l-am găsit pe YV, îl găsești pe X. XV. Am undeva scos. Uitați acolo, uitați acolo. XV este egal cu 4 pe 3, 4 supra 3, ori 18 pe 5. Și egal cu 3 cu 18, 6. Și face 24 pe 5. Și atunci vectorul de căutat arată coordonate, 24 pe 5. Sau zic, cine e vectorul? Că zici, spune vectorul. V este X-ul care l-am găsit acum, 24 pe 5 ori I, plus Y-ul, 18 pe 5 ori J. Și iată vectorul căutat, care este coliniar, nu? Este coliniar cu vectorul U dat, de coordonate nu știu. Adică chiar de înțeles geometria asta, vectorială. Este, acum când am zis pe componente, pe acolo, merge mai ușor. Sigur că da. Și chiar o să înțelegi și ți-i dragă. Da. Sigur. Așa, luat. Da, s-a început din creastă exact. Problemele acelea care erau mult mai dificile și erau descurajante. Exact. Și chiar asta au făcut, să știți. Nu cum era una, cu toată clasa, știți? Da, da, da. Și asta s-a întâmplat când ei și-au pierdut în creierea mii, da. Corect. Acum? Alteratriile AB și arcivecturile ABC se consideră punctele D respective E, astfel încât AD pe AB e egal cu 3 pe 4, AR pe AC e egal cu 2 pe 3. Îl faci idei că alteratriile AB și arcivecturile ABC. Deci, în ipoteză, am triunghiul ABC. Pare clar, da? Da, D aparține lui AB. D aparține lui AB. E aparține lui AC. Astfel încât AD supra AB egal cu 3 pe 4. AD supra AB egal cu 3 pe 4. Și AE supra AC egal cu 2 pe 3. AE supra AC egal cu 2 pe 3. Pe dreptele BE respectiv CD se consideră că F aparține lui BE. F aparține lui BE. G aparține lui CD. G aparține lui CD, lui CD. Astfel încât EF vector egal cu 3 BE vector. EF. Egal cu 3 BE. EF. Egal cu 3 BE. Și DC egal cu 2 CD. DC. DG. Da. Egal cu 2 CD. 2 CD. Arătați cu punctele F, A, G, coliniare. Arătăm cu punctele F, A și G, coliniare. Bun. Păi în triunghia pe C. AD pe AB egal cu 3 pe 4. Bun, eu pe AC, încât să fie așa, F pe BE, G pe CD. Ia să vedem cum gândim. Deci în triunghi oricare, A, B, C, și avem D-ul pe AB. Deci D-ul pe AB, dar nu... Nu 3 pe 4. Încât... Dacă luăm pe AB 4, luăm 3, nu?
Parcă tot AB-ul a împărțit în 7, nu? Și trebuie să fie spre AD supra AB. Da. Aha. Tot AB-ul deci, e în 4. Tot AB-ul este în 4 și în 3. Da. Deci, așa. AD pe AB, aici ar fi D-ul. Uh-huh. Da. AD pe tot AB-ul. Corect. Da. Bun. Eu așa fi că A e pe AC. Da, eu e pe AC. Eu e pe AC. Împărțit în 3. Așa înțeleg eu că AC în 3. Și noi am luat A e 2. 2. Aici este E. Da. Bun. F-ul e pe B-e. F-ul este pe B-e. G-ul e pe C-D. Dar așa... Unde-i F-ul? F-ul e pe F-e. Pe B-e. Da, pe aici acolo. Treba. Noi ce puncte se arătăm? F, A și G. Da, F, F puneți acolo. F-ul, da. Bun. Și G-ul pe C, D. CD. CD. Vedeți că dacă noi vrem A, F și G, trebuie să le facem și pe liniare puțin. E, le facem așa deodată. Nu le facem deodată, da. Da, ca și aici ar fi G-ul. G-ul e pe... G-ul pe... Pe CD, acolo. Aici, da. G-ul. G-ul. Bun. Bun. F, A și G, coliniare. F, A, F, G. A, F, G să fie coliniare. G, F, A. E, F. Așa încât E, F să fie de 3 ori B, E. A, cred că să exploatăm bine. Să începem să... B, E, ăsta. De 3 ori B, E, U. Ar fi undeva în partea cealaltă. E, F. E, F, să fie de 3 ori B, E. Da, da, vedeți că totuși F-ul e pe interiorul lui B, E. Așa scrie? Da, așa. E, nu știu, ea poate mi-a zis pe dreapta B, E. Deci, pe laturile AB și acele triunghiile ABC se consideră punctele D, respectiv E, astfel încât AD pe AB egal cu 3 pe 4, AE pe C egal cu 2 pe 3. Pe dreptele B, E, respectiv CD. Pe dreptele? Pe dreptele. B, E. Dar înainte ce mi-ai spus? Se consideră punctele F, F aparține lui B, E și G aparține lui mai D aparține. D aparține lui AB și E aparține lui AC. Sfie triunghiul ABC și ai spus că D aparține, așa spus, segment. Asta mă interesează. Cum îi scris, mamă, segment? Pe laturile AB și acelea triunghiile ABC se găsește... Pe laturile AB și da, pe laturile. Deci ați bine. Da. Dar acum pe F și pe G spune pe dreptele B. Nu mai zice că... Pe drepte zice, nu? Da. Așa. Deci nu mai e pe... Dar zice că EF egal cu 3 B. Păi vezi? E păi și nu l-a pus pe F bine. E, nu l-a pus pe F bine. Trebuia încolo. Deci B e, B e, B e, e F-ul, e F-ul așa. Deci de 3 ori cât B e. Așa, de 3 ori cât B e. Deci o dată, de 2 ori, deci e F, e F să fie de 3 ori, de 3 ori. Așa ar fi dacă ar fi de seara. Deci ăsta e F. E F, acolo trebuie să fie F. Deci e F, de 3 ori bui eu. Bun, se vede și glu atunci. Și e șter și pe G. Bun. D, G, D, G, așa. D, G, în partea asta de la fi. Cât de două ori CD. Aha, și duc aici. Și atunci punct vrei să fii pe neare. Uh-huh. Da, da, da. Am înțeles acum. Deci, trebuie să îl iau de două ori CD-ul. Deci un CD odată și încă o dată. Aici undeva apare G. D. G, G, G. Pardon, G. Corect. Și noi trebuie să arătăm. G, A, F. G, A, F. F, coliniare.
mă ieșit în avion. Da, o ieșit în avion. Vreau să mă înscriu, să le scriu încă o dată pe astea. La partele, da? A, da. D supra AB. A, D supra AB. 3 pe 4. 3 pe 4. A, E supra AC, așa ai zis meu? A. Cum e scris acolo? E, dar nu mai e scris. A, supra AC. A, D supra AB e 3 pe 4, A, E supra AC e 3 pe 3. A, supra AC? Sau supra AC? A, E supra AC. Da. E 2 pe 3. 2 pe 3. Bun. Așa sunt în condițiile, da? Da, te rog. Da. Păi... Să... Dacă e face condiții, înseamnă că e fa urcat, este egal cu g. Așa. Deci... F, A, ori K. K este egal cu F, A, este egal cu A, G. A, G, da? Da. F, A, ori K. F, A, E, A, R, K. Aveți vea comun aici, nu? Uh-huh. E clar. Aș vrea totuși cu componente. Vrei să facem cu componente? Cu componente? Cu X, A, X, B... Păi cum dacă nu știm? Păi până lăsăm noi repede. Într-un sistem. Și așa nu poate face componente, nu? Așa vine minte acum. Vezi la partea asta cu componente pe acolo, nu? Atunci... F-A deci F-A este egal cu A-B plus B plus B-F A-G R-A-G cu egal cu A-C plus C-G. Aș încerca așa, da? Da. Pentru că de aici chiar avem multe. Păi stai, ce avem? Avem? Păi ce avem? AB-ul știi? Nu știu. Ei, cum nu? Din raportul ăla. DB. AB. Ei. Și în loc de AB putem să zicem pe AD. Iar AD în parte într-un raport. Știm și chestia aceea. Nu știu, tot cu raport. Da? Asta AB. Deci ne ducem așa. Ne facem planul. Da. F, A. Urmăi cu multă atenție, uh-huh. Da? F, A. Egal cu... Păi noi trebuie să arătăm că ajungem la... Ori F, A, ori K, egal cu A, G, ori F, A, F, A egal cu K, A, G. Deci nu are cu... Trebuie să lucrăm la F, A, să-l... Deci la F, A, cum trecem? F, E plus E, A. F, deci F A. A F A. Dar cu AB a zis. A, e la, hai să zicem A F mai greu. Da. Că doar nu neapărat. Ori A F, da. De la A la F. Da, dacă mergem mai clar. Deci A F. Dați-mi și ce triunghi. Deci în triunghiul A B F. Bine, dar noi acum să scriem iar cu linearitatea. A F egal cu A, K, F, egal cu un K, ori A, G. Așa trebuie să ajungem. Da. Bun. Să luăm de A, F. A, da, A, B, F. În triunghiul A, B, F, da. A, F, în triunghiul A, A, B, F. Și A, F, înseamnă A, B, egal cu A, B, plus B, F. Plus B, F. Așa. Iar continuăm aici, egal cu AB, știm, în loc de 4 de B. De ce? AB. Uitați, AB, dacă o scoatem din raportul ăla, AB nu este egal cu 4 AB pe 3, 4 pe 3 ori AB. Deci, AB, în funcție de AD vreau, da? Da, uitați-o acolo. Egal